De ce nu vorbește de ceilalți apostoli? Vorbește, dar Evanghelia nu-i concluzionează pentru că noi vorbim de temelia apostolică. Dar eu, ca să nu vă las în ceață, mi-am ales în mod intenționat să vă spun cum îi cheamă pe toți apostolii chemați din duminica de astăzi. Cei 12 apostoli, acestea sunt numele lor. Întâi Simon, cel numit Petru și Andrei, fratele lui, apoi Iacov al lui Zevedeu și Ioan, cu fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei Vameșu, Iacov al lui Alfeu și Levi, care se zice Iuda Tadeu, Simon Cananitu și Iuda Iscarioteanu, care l-a vândut. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le și zicând: în calea păgânilor nu mergeți, în cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă să mergeți la oile pierdute a casei lui Israel. Și mergând, propovăduind, zicând: s-a apropiat împărăția cerului, tămăduiți pe cei bolnavi, curățiți pe cei leproși, înviați pe cei morți, pe diavol scoateți afară. În dar ați luat, în dar să dați. Deci iată ce este apostolia. Un dar. Un dar care se ia la muntele Eleon prin binecuvântare, deschizându-le mintea, le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile și iarăși a suflat asupra lor suflare de Duh Sfânt, așa ca un vuiet. Dar le-a cerut să nu se depărteze până nu se vor îmbrăca cu puterea de sus. Până nu se vor îmbrăca în focul dumnezeirii. Eu mă duc să trimit la voi Mângâietorul, care dacă nu vine, rămâneți orfani. Aici ne specifică în Evanghelia lui Ioan că de la Tatăl purcede, nu intrăm în alte detalii, asta e doar pentru cultura generală, și nu în cele din urmă, le spune chiar să nu vă depărtați de Ierusalim până nu primiți toată puterea de sus. Apoi veți fi martorii mei în cer și pe pământ, începând de la Ierusalim și până la marginile pământului. Voi mi-ați urmat mie la noirea lumii. Și Petru, care era puțin mai uman, mai firesc, mai omenesc, om însurat, cu familie, cu soacră, știți că i-a vindecat-o din friguri, s-a adresat lui Hristos la modul foarte categoric. Bine, bine, noi am urmat ție, dar cu noi ce are să fie? Adică noi... Tu pleci la cer, bine, mersi, gata, te duci la tatăl tău, dar pe noi cui ne lași? Și el spune așa: vouă, celor care ați urmat mie cu credință, acestea vor urma. În numele meu veți scoate draci, în numele meu veți vindeca, în numele meu veți face tămăduiri, în numele meu veți face minuni, în numele meu în limbi veți vorbi, pe oameni veți pune mâinile și bine va fi lor. Dar nu-i de ajuns, nici să nu vă bucurați pentru aceasta. Acesta e un dar firesc dat vouă. Voi bucurați-vă că am scris numele voastre în cartea vieții. Deci iată care este scopul adânc, nevăzut și necunoscut al misiunii de apostol, al misiunii de prieten al lui Dumnezeu, al misiunii de învățător și prieten al lui Hristos, de apostol, prieten și învățător al lui Hristos, pentru că eu v-am ales pe voi și prieten, eu v-am ales pe voi și apostol, eu v-am ales pe voi și ucenici. Și eu v-am numit martori ai mei și în cer și pe pământ, începând de la Ierusalim până la marginile lumii. Și le spune mai departe:
Cel ce lasă masă, casă, tată, frate, soră, țară, fii, fiice, soție, avere și toate ale lumii pentru mine, vrednic este de mine. Iar cine nu lasă și nu repet din nou propozițiile, nu este vrednic de mine. Cel ce își pune sufletul pentru mine și Evanghelia mea, îl va mântui, iar cel ce nu își pune sufletul pentru mine și Evanghelia mea, acela își va pierde pe sufletul său, că cine își va cruța sufletul său, îl va pierde. Dar cine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și eu voi mărturisi înaintea Tatălui meu, când voi fi în slava Tatălui cu sfinții îngeri. Iar când voi pune scaunul de judecată pe norii cerului, voi pune 12 tronuri în care veți sta voi cei 12 apostoli și veți judeca toate neamurile, cele 12 seminții ale lui Israel. Iar sfinții, ceea ce avem noi, a doua sărbătoare, vor judeca lumea. Și într-o clipeală de ochi, toate neamurile vor fi la judecată. Și acum vorbim de biserica noastră românească, de sfinții noștri români, că e Duminica tuturor sfinților români, vorbim de toți bunicii, străbunicii, sfinți care nu-i știm de prin cimitire, dacă ai luat toate cimitirile la deshumat, ai avea mari surprize, nici nu știi la ce te poți aștepta, la ostași sfinți, apărători ai dreptei credințe, apărători ai neamului, apărători ai Iglesiei strămoșești, apărători ai crucii, apărători ai Ortodoxiei, mărturisitori ai Ortodoxiei, și ați văzut cum din întâmplare, acele moaște ale martirilor de la Aiud, adeseori, varsă mir, acolo în osoarele cele speciale făcute cu grijă, după ce s-a cules toată râpa aceea robilor de oase sfințite, și fac și mari semne. De ce? Pentru că Dumnezeu este minunat întru sfinții săi, săi Dumnezeu lui Israel, minunat i-a făcut Domnul voile sale întru dânsii, iar întrebându-l pe marele apostol Pavel, care e cel mai critic din toți și foarte atent, Pavel ne spune așa: sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu, sunt cetățenii Raiului, sunt oamenii și împreună locuitorii cu Dumnezeu. Mereu avem acea contradicție pe care nu stăm să o analizăm, noi nu suntem puși la polemici, Pavel ne interzice, de gâlceavă și polemici să te ferești, și vin cei de altă denominațiune și spun: a, ce sfinți, ce moaște, ce icoane, ce taine, ce povești, astea sunt invenții. Un pom, dacă l-ai pus în grădină și nu face roade, îl tai și l-arunci în foc. Un croitor, dacă strică materialul și n-a scos produsul finit, este penalizat. Bucătarul, dacă a stricat alimentele și n-a scos rețeta stabilită, e penalizat. Dulgherul, dacă a stricat lemnul și n-a scos ceea ce trebuia să obțină, e penalizat. Artistul, în piesa sculptată, pictată, desenată, cântată, scrisă, e penalizat. Și ortodoxia poate fi penalizată dacă scopul final nu este îmbogățirea cu Duhul Sfânt și sfințirea vieții. De aceea marele, ilustru, sfântul și smeritul teolog Dumitru Stăniloae, profesorul dogmaticii românești sau teologul secolului 21 și 20, spune în dogmatica sa așa: umplerea creștinului cu Duhul Sfânt prin participarea la fapte văzute
și urcarea spre scara virtuților prin fapte, la un moment dat aduce odihna în Duhul, așa cum apostolii au fost odihniți de Duhul Sfânt când au venit pe norii cerului ca pe niște bărcuțe sau ca pe niște mici avioane sau ca pe niște mici parapante și s-au odihnit pe Sion unde era adormită Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și s-au închinat toți deodată din lume de unde erau plecați, fiindcă ea se muta la cer. Deci omul poate să meargă în Duh pe sus și să zboare precum o pasăre, cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slujii tale pară de foc. Evident că nu o să putem sta pe un nor dacă avem de la 100 de kilograme în sus, pentru că Duhul nu-i trup, ci este o entitate curată, străvezie, strălucitoare, plină de harul Dumnezeirii, de puterea Dumnezeirii, de lucrarea Dumnezeirii, de harisma sfințeniei, primind calități mai presus de fire. De aceea, pusnicii, cuvioșii, mărturisitorii, mucenicii, preferau ca trupul lor să fie distrus total, ars, prăjit, biciuit, scrijelit, decapitat, uscat, jupit, mâncat de fiare, ca să poată zbura mai repede la cer. Când un balon cu heliu își termină cantitatea de căldură ca heliu să ducă balonul în sus și ești deasupra unui loc periculos, întâi arunci bagajele de prisos și noi începem ortodoxia pe orizontală, fapte bune, post, rugăciune, mătănii, milostenii, fapte sufletești, smerenie, priveghere, saltire, umilință, trezvie și așa mai departe și urcăm ușor în Duh până ajungem în vârful piramidei și rămânem numai cu pacea, iubirea și lumina Duhului Sfânt. Tot ce este pe pământ este al oamenilor și ne spune Ava Dorotei din Filocalea 4, ne spune și Ava Arsenie cel Mare, taci, fugi, liniștește-te, stai în chilia ta că te va învăța de toate. Ava Panvo vine și ne spune, de câte ori am tăcut, n-am greșit. Ioan Gură de Aur ne spune, tăcerea e de aur, vorbirea e de argint. Și tot Ava Panvo vine și ne spune, de câte ori am vorbit, nu m-am căit. Adică am vorbit măsurat. Am vorbit măsurat. Și această stare de sfințenie, după ce umple sufletul nostru de lumină, revarsă lumina în jur. Și avem trei mărturii foarte clare. Vorbim astăzi de mărturii românești. 1. Marele sfânt ocrotitor al Banatului, Iosif cel Nou de la Partoș. Când s-a prins Timișoara și a fost un mare incendiu și ardea în flăcări, tot orașul își făcea problema, ce facem pe seceta aceasta, pe căldura aceasta, cu vânt și cu atâta foc. Și erarhul a spus, există un Dumnezeu, tot poporul în genunchi la rugăciune. A ieșit pe scările catedralei mitropolitane de atunci, a ridicat ochii la cer și în a ridica mâinile la cer și a invocat rugăciunea către Dumnezeu, s-a umplut văzduhul deodată brusc de ochi negri, de nori negri și a început să toarne torențial până ce s-a stins tot incendiul. Fără pompieri, fără tehnică, fără stres, fără victime și a rămas astăzi cu moaștele, nu doar pentru minunea aceea, este una din minuni. În ocrotirea Banatului îl cinstim tot timpul și ne ducem la sicriul lui, la racla cu Sfintele Moaște și ne închinăm cu evlavie și credință. Iar când sultanii aveau femeile sterpe și nu făceau prunci, au venit la Sfântul Iosif și a spus, dacă veți fi cu dreptate
și veți socroti poporul creștin, Dumnezeu vă va da moștenitor. Și a rămas cădânile gravide. Și atunci sultanii au avut mare respect de el, iar unul din fiii sultanului s-a și făcut creștin și a și ajuns episcop. Asta e marea taină pe care o pot face sfinții, în ciuda bârfelor care noi obișnuim mai mult să le băgăm în ortodoxie decât să eliminăm din ortodoxie și făcându-ne majusculi apărători ai ortodoxiei. Noi spintecăm, noi tăiem, noi aruncăm, noi jignim, noi spurcăm tot. Dumnezeu a spus, toate sunt curate celor ce sunt curați și se sfințesc prin binecuvântare și cuvânt dumnezeiesc. Sfântul Grigore de Capolitul.